Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Scene și Cuvinte, emisiune dedicată teatrului și oamenilor săi. Am ales să vorbim astăzi despre personalitatea actorului între carismă și muncă, cu o piesă de bază a teatrului Toma Caragiu din Ploiești, un actor cu adevărat carismatic, un actor care a ajuns la maturitate atât în viață, dar și în parcursul actului artistic, care a spus mult și multe teatrului românesc, dar care simt că are foarte multe lucruri de spus. Îi urăm bine a venit în emisiune domnului Carl Bacăr, actor Teatrul Toma Caragiu Ploiești. Să rămână și bine v-am găsit. Mă bucur că m-ați invitat și suntem în sfârșit împreună să depănăm. Să povestim. Să povestim. Recunosc că v-am invitat știind că în acest an, cred că mă lăsați să spun, împliniți o vârstă frumoasă și dificilă în același... Ați împlinit o vârstă frumoasă și dificilă, 50 de ani. Am semnat acest contract cu viața, da. O vârstă pentru un bărbat destul de interesantă, pentru că ai ce vedea în spate, dar ai și foarte multe de intuit, de așteptat încă. Haideți să ne uităm puțin în spatele acestui timp, nu cu mânie, nu cu nostalgie, cu mult realism. Ce vedeți acum 30 de ani? Pe cine vedeți? Acum 30 de ani, în Puști, abia ieșit din școală, foarte pornit să-și caute rostul în această zonă, în această viață de artist. Și am încercat de toate, din tot felul de proiecte. Bineînțeles că mi-aduc aminte de câteva pe care le-am parcurs și mi-au rămas în minte și m-au marcat cu regizori de seamă și pot să spun că la momentul respectiv a fost ca o scurtă perioadă de școală când lucrez cu un regizor. Școala aceea dincolo de școală, dincolo mult mai de școală, importantă. Care școala e școală. Școala este să faci tot timpul. Adică, nu știu, ca eu mă văd, dacă mă ajută Dumnezeu să fiu sănătos, să învăț până în ultima zi pe scenă. Tot timpul ai de învățat de la oricine. Că e mai tânăr, că e mai în vârstă, că e suflor, că e mașinist. Că... Deci este un schimb de energie care te ajută și te sprijină. Deci acum 30 de ani încă pășeam așa ușor, încetișor pe scândură, cum zicem, pe scenă. Dar nu mi-a fost teamă și m-am dus și m-am aruncat în foarte multe provocări. Știați dintotdeauna că o să faceți teatru? Nu. Eu, primul contact cu teatru a fost în timpul liceului, când se făceau acele brigăzi. Brigăzi artistice și... Aveam și o trupă de teatru la Caragiale, Ios Gogoșar, și am avut șansa, pot să spun, să lucrez cu domnul Marian Rălea, cu Marian, care ne-a luat din clasa a 9-a, 10-a, nu știu, și am luat-o ușor, ușor, după ce s-a făcut o preselecție. Vremea comunismului, dar ceea ce făceam noi atunci nu avea nicio legătură. Era artă. Da, adică artă. Noi nu conștientizam, dar ce făceam și mi-aduc aminte acum când mă întâlnesc cu foști colegi. Ce zăpăcel, ce nebunii frumoase făceam. Deci atunci a fost primul meu contact cu teatru, cu Marian Rălea. Poate că mi-a intrat undeva în metabolism, s-a asimilat. Eu în anul clasa 12 nu m-am pregătit să dau la teatru. Nu era pe zic, dar o să dau la un moment dat, că trebuia să te pregătești. Erau locuri puține. Dar am primit un telefon, trecuse perioada de înscriere, am primit un telefon, nu contează de la cine, vezi că ia clasă Marcel Iureș și Alexandru Dabija la Universitatea Ecologică. Nu știam ce există, cu ce se mănâncă, ce se întâmplă, e o clasă. Ce înseamnă asta? Înseamnă niște bani, ai mei aveau cum să mă susțină, foarte greu. Dar din momentul în care m-am urcat pe scenă în fața lor, ca și, să zic, un examen, a fost totul diferit de ce a fost la ATF. Niște probe
standard. Acolo sunt probele standard, dar ce au făcut ei și cum ce ne-au pus să, cum s-au jucat cu noi, m-a determinat orice or fi, nu știu, vând purcelul, cățelul, bicicleta și trebuie să rămân. Și am mers 4 ani împreună. Sunt colegi care la un moment dat după primul an s-au hotărât să meargă la ATF, adică au mers un an și probabil din cauza banilor, dar eu n-am renunțat. Singura promoție a acestor maestri. Singura promoție și a fost așa ceva de vis. Da, m-au determinat să rămân și am mers în continuare 4 ani și am avut și plăcerea și onoarea să lucrez și cu Sandu Dabișa. Sper să mă ciocnesc și cu Marcel Iureș, tot îl curtez, vedem. Deci ați avut o studenție plină, în niște ani pline ai teatrului românesc. Se întorceau în țară marile nume, Giulei, Pintilie, Penciulescu. Erau o adevărată Andrei Șerban, era o adevărată efervescență și noi, spectatorii, simțeam că se întâmplă ceva minunat în acest domeniu. Cum a fost să răzbiți? Pentru că ați lucrat tot timpul, ați trecut dintr-un teatru într-altul, n-ați avut perioade moarte. Cum v-ați găsit drumul? Prin carismă sau prin multă muncă? O iau așa, invers. Carisma, ca și talentul, noi spunem noi, mă rog, în zona, în lumea noastră, reprezintă cam 1%, restul e muncă. Adică talent, românii au talent. Adică, mă rog, talentul există, poate la fiecare colț de stradă. Dar munca e cea mai importantă și noi ne-am învățat să muncim. Adică să muncim, să construiești ceea ce construiești ca personaj, să muncim ușor, ușor, încet și cu mult treaptă efort. Treaptă cu treaptă, fără să sari. Nu sunt genul care, gata, m-am urcat pe scenă, am făcut personajul, mi-e și teamă de chestia asta, niciodată nu mă arunc. Adică mă arunc pe mâna oricărui regizor, indiferent care are 20 și un pic de ani sau 60 sau 70, dar nu asta cu personajul, o iau încet ca să-l simt, să ne cunoaștem. Da, și a fost destul de greu. Am început în studenție pe la Teatrul EVS cu doamna Cătălina Buzoianu. Mă și angajaseră. Pe urmă, printr-un student, am ajuns și pe la Bârlad, unde și acolo să mă angajeze. A fost și acolo o experiență interesantă și, adică, așa, undeva unde nu știai. Dânsa, pe vremea aia, avea un colocviu teribil la Bârlad, colocviu de regie. Pe urmă, prin Craiova, prin mai multe am trecut și de peste tot am cules ce am putut să culeg și mi-am pus în buzunare și am mers mai departe. Ați fost parte și în acel proiect magic, Danaidele. Danaidele, da. Aia a fost o perioadă, îmi face așa, dar a fost o perioadă foarte, foarte complexă, dacă pot să spun, cu de toate ce se întâmplă un artist, dar școala cu Purcărete a fost grozavă și alături de domnul Paul Chiribuță, care am înțeles că a fost de curând și am plinit 50 de ani, să fie sănătos. Danaidele a fost un eveniment. A fost un eveniment la nivel mondial, pot spune. Da, ce a făcut Purcărete atunci a fost o chestie. Nimeni nu credea. Ce? O să fie o nebunie? A fost o nebunie și acolo să respir 100 de oameni. Și poși un timp prielnic al acestei nebunii. Absolut. Poate acum n-ar mai avea același nu impact. Nu cred. Pentru că acum tineretul, și nu vreau să jignesc pe nimeni, hai că mă duc, am de făcut o reclamă. Toți am de făcut. Nu mai poți să stai să acumulezi pe scenă. Ori atunci ne doream să stăm cât mai mult. Să stăm și Silviu să joace cu noi, că asta făceam, jocuri, improvizații, așa s-a construit Danaidele. N-a fost o regie clar de la început. Hai să ne jucăm prin jocuri, luni de zile, workshop-uri, ca să zic așa, ca să ajungem 100 deci de aici. Deci el învăța de la absolut, voi, absolut, practic. Absolut. Sunt momente pe care majoritatea s-au născut din repetițiile noastre, din propunerile noastre. Chiar țin minte că am vreo 3 momente pe care le-am debitat eu la niște repetiții. Dar a fost extraordinar. Deci Danaidele a fost o școală.
Ați lucrat cu mulți regizori cu nume mari, Silviu Purcărete, Hauswater, Dabija, dar și cu regizori mai tineri, Teodora Gheleghiu, Alice Barb, bărbați, femei. Da. Păreți că nu avea prejudecăți în... Nu. Curtați dumneavoastră un regizor sau vă lăsați curtat? Cum, cum se realizează această relație? De cele mai multe ori am fost solicitat, să spun. Sau te duci la un casting, sau... Sunt foarte puține exemple în care eu m-am dus să cioc-cioc, uite, ăsta e proiectul. Sunt câteva, dar de obicei, eu nu sunt genul care, să zic așa, dau din coate. Nu, aștept, aștept. Când vine, vine. Sunt colegi care se duc și simt și eu momentul în care am un text și așa fac o trimitere, un schimb de energie cu cineva, un posibil regizor sau actor-regizor cu care pot să lucrez și atunci îndrăznesc să mă duc. Dar, la, în general, aștept provocarea. Aștept provocarea. Da. Nu v-a fost teamă că așteptarea s-ar putea să nu aibă roade, că energia, că munca dumneavoastră nu vor fi văzute și că trebuie să acționați? Sau ați avut noroc și regizorii v-au căutat și au venit în întâmpinarea dumneavoastră? Așteptarea și răbdarea cred că sunt niște ingrediente pentru noi. Într-o lume care nu mai așteaptă deloc. Da, da, da. Gândiți-vă că sunt colegi în toată țara care așteaptă aceste întâlniri. Ce vedem noi la Uniter sau alte premii. Gândiți-vă că mustește țara de actorii și de talentați, toate vârstele. Și de toate vârstele, care sunt gata să răspundă. Și așteaptă. Poți să aștepți și să nu vină trenul. Se poate întâmpla. Dar eu cred că astea trebuie ușor și acel noroc trebuie și căutat, cum se spune. Trebuie provocat și atunci ce faci? Îți iei gentuța mână și te urci pe scenă și dai cu capul sau cu ce vrei să faci. Bă, e ca un strigăt care poate să fie de ajutor sau poate să fie de luptă sau de provocare. Dar care se aude la un moment dat. N-are cum să nu se audă. Se audă. Și asta spun, nu mi-e teamă. Adică simt că mai am de spus. Aștept. Adică regizorii de obicei când vin într-o instituție te văd într-un teatru de obicei de ăsta de stat. Te văd în două, trei roluri. Dar sunt foarte puțini, sunt chiar foarte puțini care sunt dispuși să te provoace, să te arunce într-o altă zonă. Altă zonă. L-am văzut pe Carbacă jucând în nu știu ce. Apel mai au și eu. Și atunci eu simt și spun, iartă-mă, am mai îmbrăcat costumul ăsta odată. Aș vrea altul. Hai să facem altceva. Da. Mă ajuți? Ne ajutăm? Dacă nu există disponibilitatea asta, dacă nu comunicăm, bineînțeles, eu îmi fac datoria 189.000%, nu asta e problema, dar... Totdeauna caut provocările. Astea sunt cele mai bune pentru noi. Sunt cele mai... Preferați regizorul dictator, regizorul zeu sau regizorul prieten care este deschis și la ceea ce propuneți dumneavoastră, la cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Nu prefer nimic. Adică eu cred că am răspuns tuturor provocărilor și sunt capabil să răspund tuturor provocărilor, indiferent de cum este regizorul. Cred că e esențial să lucrezi cu mai multe tipologii de regizori cu care să faci un work in progress, să pleci sau ăla vine deja cu tema de acasă făcută. E o singură... Adică cam toți actorii urăsc chestia asta. Când vine regizorul, mie îți face așa, merge așa, faci stânga, dreapta, acolo tot te înclin. Face muzica. Am trecut și prin așa ceva, dar nu cred în asta. Dacă nu este o provocare între părți, un schimb de energie... Nu iese. Nu iese. Cred că sunteți o persoană interiorizată. Teatrul vă ascunde sau vă descoperă? Mă ajută. Mă ajută, da, nu pot să-ți dau acum un procent de X% interiorizare, dar
pot să spun prin teatru, prin, așa, când am ocazia și mi se prind un personaj și simt eu că acolo deci pot e să limba pun, dumneavoastră, pot e să spun ceva, pot să spun ceva de ce am eu pe acasă, da. Dar de obicei nu mă duc cu personajul, eu m-am gândit că totul se bazează pe propunere. Propuneri și echilibru între regizor și actor. Dar, într-adevăr, pot spune că, da, mai vorbesc și eu prin personaje câteodată, depinde. Le iubiți? Le luați acasă sau le lăsați la ușă? Trebuie să le iubești. Trebuie să le iubești. Le și urăști. Adică sunt nopți și nu exagerez. Sunt zile când te trezești vorbind cu personajul. Hai să zic, acasă, nu, familia nu te mai întreabă, s-a obișnuit, dar să te trezești vorbind într-un magazin, știi că mâine ai și merg buzele că repet un text, că mi-a venit mie, că am descoperit ceva, se întâmplă. Deci trebuie să-l iubești, că altfel nu poți să trăiești cu el, dar cu siguranță ca și în dragoste mai sunt și scântei. Și scântele sunt bune, sunt bune. Aprind niște... Pe cine ați urât? Ce personaj ați urât? Nu pot să spun că am urât, nu știu să spun un personaj, da. Dar sunt momente în care îl urăști că nu poți să dai mâna cu el din prima. Nu-l simți? Nu ajungi la el? Simți, n-ajungi. Și interesant e să ajungi pe o altă cale, nu pe aia pe care ai bătut-o. Adică așa cum spuneam mai devreme, poți să-mi iau tot costumul ăla. Nu. Un personaj cu care m-am zbătut și se zbate în continuare mine este acest ultim Godot, care este o joacă destul de serioasă și am stat nopți întregi, stăteam pe scenă și îi cântam, să compuneam, iasă, să vină, mă gândeam, să... da, pentru că acolo este o chestie. O piesă despre așteptare, da, într-o neașteptare dumneavoastră. De mult zicea mine treaba asta și uite că a venit momentul când a venit. O să-l reiau, poate în alte zone aici. Avem alte proiecte. Da, dar pot să zic că a fost o luptă cu tipul ăsta, cu băiatul ăsta, cu ultimul Godot. Și dacă, o să mă lupt în continuare. Dacă tot vă luptați cu personajele, nu simțiți nevoia să vă luptați și cu actorii glisând spre regie? Sunt foarte mulți actori, tineri chiar în ultima vreme, care încearcă și experiența regiei. Unii cu rezultate foarte bune, nu știu, mă gândesc la Radu Iacoban, la Toma Dănilă, care chiar sunt regizori foarte buni. Nu vă tentează? Nu, deocamdată nu. N-a venit timp. Nu știu dacă o să vină vreodată, nu m-am gândit niciodată. Deși sunt un tip foarte, pot să spun, un tip foarte organizat, adică când îmi iau personajul și recuzita și tot, le am cu mine și am grijă de tot. Personajul meu, suntem împreună. Dar asta nu m-am gândit niciodată și nu, deocamdată mai am desfăcut multe prin zona. De ascultat. Da. Jucați la Teatru Toma Caragiu în aproape toate piesele. M-am uitat pe CV, mi-am amintit foarte puține piese în care nu sunteți. Abordați și comedie și dramă. Recunosc că rolul din Tiamo Maria a relevat... talentul dumneavoastră pentru drama pură, pentru acea zbatere pe scenă care emoționează, care duce la lacrimă, nu desuet, ci pur și simplu profund. Ce vă place să jucați mai mult? E ca și... Nu pot să fac, trag o linie și să fac stânga-dreapta, ci doar răspund, cum am zis, la orice. Răspund la orice și niciodată m-am gândit, stai că e comedie, nu joc, stai că e dramă, nu, mă doare ficatul, nu pot să intru acum. Deci nu, ca și cu personajul, ce ai vrea să joci? Nu știu, ce am eu e acolo pus undeva, și, dar de obicei răspund și oricărei propuneri. Că e un personaj cu 3 replici, că e unul cu 2, cu 22, cu 200. Îl faceți la fel de serios? Altfel nu văd că s-ar putea, adică... Trebuie să fim prieteni cu toți, cu toate personajele.
Aveți și experiența teatrului din capitală. Mai există acea prejudecată că în provincie nu este teatru de calitate și că doar capitala este cea care dă semnalul noului? Jucați la Notara, v-am văzut în Somnambulism, parcă. Și acum știu că sunteți parte din acest proiect extrem de folositor tinerilor, Reinvent. Da, da. Se mai simte un pic acest curent cu teatrele de provincie, dar pot spune că sunt teatre în provincie foarte bune, cu care putem să ne mândrim. Ca și cu actori, cum spuneam, sunt actori foarte, foarte buni, bun, care mai așteaptă, care așteaptă provocările, dar nu. N-ar mai trebui să existe această... Deci teatru e teatru oriunde ar fi, contează teatru, seriozitatea cu care faci actul artistic și... Da, din păcate se mai regăsește diferența asta în salarii, de aici nu vreau să intru, doar vă spun așa, salariul de București, salariul de național și salariul de provincie, da. Dar nu aș vrea să intru, doar așa, pe scurs, asta e diferența. Asta e diferența. Da. La teatru Toma Caragiu... Ce personaj iubiți mai mult? Unde, în care din piese vă simțiți cel mai bine? O să vă spun pe urmă în care vă văd eu că sunteți de acolo, că n-aș vedea pe altcineva. Spusese mai devreme de ăsta de Godot, ultimul, pe care din păcate nu l-am mai jucat de mult, dar o să le reiau. L-ați jucat în pandemie, mi-aduc aminte. Dar sunt oameni care chiar mă întreabă din Ploiești. Al doilea, să zic, tot spuneați, ar fi Sandro din Tiamo. Asta spun, nu că le iubesc, ci mi-au dat mai mult de lucru. Așa cred eu că pot să-i diferențiez. Mi-au dat mai mult de lucru și mă macină, în continuare mă macină. Asta despre, nu? Care au aplauze. Nu pot să măsor, cel puțin eu, nu pot să spun, acel personaj au aplauze sau acel personaj a fost nominalizat. Sau, nici asta cu nominalizatul nu spune nimic. Unde și cum. E cum te simți, fiecare simte personajul altfel. Nici nu mai știu, nici nu mai vin piese. Zaraza. Zaraza. Și acolo e... Acolo mi se pare că boemia personajului Ionel Fernic este și a dumneavoastră puțin. Vă plăceau acele timpuri? Da. Se simte. Îmi plăceau, eu ascult muzica aia, ascultam și în studenție. V-ar fi plăcut acele, să trăiți plăcut în acele atunci. Timpuri. Mi-ar fi plăcut, exact. Da. Și plus că colaborarea, munca cu Răzvan, cu Mazilu, a fost foarte, foarte ok și se și vede asta. Că e un spectacol care ține și o să țină în continuare. Ține de noi să-i păstrăm rigoarea și... standardul unde a fost lăsat. Asta ține de noi. Ați spus că vă e greu să cuantificați succesul unui personaj. Totuși, există niște parametri care să vă determine să spuneți, da, am făcut un spectacol reușit? Care ar fi aceea? O părere critică de specialitate? Publicul? Un om care vă spune că v-a văzut pe scenă și i-a plăcut foarte mult? Cum realizați că un spectacol e reușit? Din păcate, publicul se ridică în picioare la orice. Deci spus din păcate. Păi din păcate. Din păcate. Deși noi spunem și așa e, nu trebuie să minți publicul. Nu trebuie să minți. Dar s-au diversificat atât de mult gusturile. Nu pot să spun, hai să facem ce cere publicul. Asta mi se pare o inepție. Da, adică o mare greșeală. Ce vrea. Adică, o mare greșeală. Nu, să dau publicului ce cere. Nu. Trebuie să ridici publicul la nivel. Da, adică, ia-l, de mic, în clasa 5-a, 6-a, dă-i câte ceva. Da. Apropo de cuantificare, eu rămân la ideea, cred că cu cât mă lupt mai mult cu un personaj, cu atât e mai bine. Cu atât atunci îl simt că m-a provocat și... îl apreciez mai mult. Nu știu el ce zice despre mine, dar eu zic, băi, băiatul ai mai pus la treabă, despre asta e vorba. Aplauzele sunt. Aplauzele, așa cum spuneați, sunt și rămâne un gest de respect între noi. Da, e firesc între să fie. Noi. E firesc. Criticile sunt și eu ascult și colegi și părerile colegilor tot timpul. Noi facem aceste vizionări. Da. Înainte de...
Din păcate le facem cam prea târziu, prea în buza premierei. Când spectacolul e aproape gata, da, și nu prea mai aici îndrepta sau corija. Eu am tot spus chestia asta și o repet și o țin în continuare. Hai facem din timp, în care vine și spune, uite, pe mine nu mă deranjează că vine un coleg și îmi spune, vezi că acolo nu știu ce, băi, acolo nu înțeleg, băi, nu... chiar dacă e regizorul în sală. Orice idee poate să mă orienteze pe mine un milimetru, un micron în stânga, în dreapta și să-mi spună, să-mi pună o întrebare, bă, acolo, ce trebuie să mai pun, ce trebuie să mai iau? Sau, deci aplauzele, criticii, parcă nici critici nu mai sunt așa... Nu mulți, dar veneau pe vremuri, erau un prea microbuz, veneau să te iei de vorbă, cel puțin la festivaluri, am fost la Sfântul Gheorghe, Baia Mare, deci erau, după fiecare spectacol, în timpul unui festival, se făcea o masă, stăm de vorbă, distribuția cu criticii. Doru Mareș, cu cine mai erau, nu mai știu, o grămadă pe la Sfântul și în București mai puțin, tata, ai terminat piesa, gata, hai du-te la Cârciumă sau te acasă. Deci discuțiile astea sunt tot timpul... Dacă sunt oneste, adică, vai, ce mi-a plăcut, nu, trebuie să spui, bă, acolo n-am înțeles, sau ce ai vrut să spui cu aia, că uite, n-am înțeles chestia asta. Aceste discuții ar trebui să fie constructive și ar trebui să rămână. Să nu denigreze, da. Să nu... Ca o scurtă paranteză, am auzit că anul ăsta la teatrologie n-au fost candidați. Adică, deci n-au fost până la urmă, da. Am urmărit și eu la un moment dat, deci nu s-a făcut... Atunci fă tu ceva ca școală, deschide-le niște geamuri dacă băușii nu vor să intre. Nu, criticul trebuie să rămână în viață, să fie alături de noi. Repet, dacă există acea onestitate și... Eu mai cred ceva, criticul ar trebui să vadă spectacolul în repetiție, la premieră și după câteva reprezentații, atunci când el se coace cu adevărat, pentru că... Asta, și spectatorul, da, vede altceva într-un spectacol după un an, după câteva luni. Istoria unui spectacol ar putea să fie un capitol interesant în orice instituție sau în viața unui actor, numai că, din păcate, strategia asta de a pune un spectacol, o reprezentație, o dată la o lună, două, trei luni, n-ai cum, nu poți să faci, să crești un spectacol așa. Adică n-ai cum. Eu, dacă îl joc la două luni, la trei luni, ce fac? O readucere aminte. O readucere aminte. Nu există așa. Sistemul ăsta încă se dărăște la noi, dar cum funcționează afară, adică ai scos premiera, joci 10, 15, 20 de spectacole. Se rodează, se leagă. Poți să-l crești. Am avut experiența cu câteva spectacole, dar cea mai importantă a fost cu Trei Surori, când am fost în Japonia, Coreea, unde am jucat o săptămână la rând și te joci, atunci începi să te joci. Nu există că te plictisești. Nu te plictisești, tu un personaj, n-ai cum. În București descoperi. Au fost spectacole bune, spectacole mari care s-au jucat de 4-5 ori și nu știu de ce au murit. Și la noi, da, este această că nu vine publicul. Nu, ar trebui făcut un sondaj. Ar trebui făcut ce public vine? Depinde cine vrei să vină și de ce nu vine. Nu. Asta că nu vine omul, dacă pui un spectacol o săptămână, nu vin, nu cred. Trebuie făcute niște studii și cu siguranță ce afară ar trebui să ajungă și la noi. Cu asta, cu creșterea unui spectacol. Spectacolul, dacă nu crește, ești tu nesatisfăcut, ca să spun așa. Deci să înțeleg că de la o reprezentație la alta, dumneavoastră vă lucrați personajul. E absolut necesar să descoperi la fiecare... Deci nu-l lăsați așa cum l-ați cunoscut prima dată, ci tot timpul îl upgradați. Da, trebuie să-i găsești tot timpul. Prin tine, cu alți colegi, cu recuzita, cu orice, trebuie să găsești ceva. Nu se confunda cu trebuie să improvizezi ca să fac ceva. Nu. Improvizația vine din... Da, improvizația e de fapt nu e improvizație. Improvizația e o... Acel firesc al actorului de care se vorbește. Da, și are multe coordonate. Dar trebuie să-l crești, trebuie să-l descoperi la fiecare spectacol câte ceva nou. Că ajung acasă, iertați-mă, am ajuns acasă și... Băi, la chestia aia mai era, puteam să fac chestia aia, mi-a venit, dar am scăpat-o, pentru că nu e rodat cât trebuie spectacolul. Ce calități v-au ajutat, eu totdeauna spun invitaților mei, să lase modestia deoparte, ce calități v-au ajutat să deveniți un actor bun? Dar cine a zis că sunt un... Sunteți un actor bun? Nu știu. Publicul. Calități. Sunt vocea publicului. Nu știu, calități. Perseverența, poate, nu știu ce să spun acum, că puterea de concentrare, că trebuie să te
să știi să concentrezi și să te asta și pofta de muncă, deschiderea, asta e libertatea, nu democrația, libertatea de a te arunca și a face toate prostiile și la 50 de ani și la prostii așa, provocările, 50 de ani și la 60 și la 70 de ani să le faci ca în școală, aveai 20 de ani. Dar cred că asta, libertatea și disponibilitatea la orice fel de personaj, adică nu că aș putea face orice, nu zic, dar nu zic, ia stați un pic, stai să văd cum e. Și un defect care v-a ținut pe loc sau cu care vă luptați să nu vă țină pe loc, să nu, care vă împiedică, care... Nu știu dacă pot să-i spun că e un defect, dar este o chestie a mea și poate că, da, prin prisma meseriei, îmi pasă mai mult de cel de lângă mine decât de mine. Și asta, cei care mă cunosc foarte bine o spun, adică... Generozitate pe scenă? Da, mult, mult mai mult decât generozitate, dar e o chestie efectiv de... Cred că dacă eu am grijă de tine ca personaj, automat sunt și eu bine. În Tiamo Maria s-a văzut acest lucru. Da, da, da. Tot timpul încerc să protejez partenerii, indiferent că-s la 3 metri, 2 metri, 5 metri, nu să mă dau mai așa să-l vadă publicul sau nu să ies eu în fața lui să urlu mai tare, ci protejarea asta e, mi se pare, o chestie care câteodată, nu că mă trage înapoi, dar... Vă umbrește? Nici umbrit, ci poate că dacă aș putea să mă detașez un pic, ar fi altfel. Ați străluci mai mult, să zicem. Nu știu, da, m-aș duce mai în lumină. Deci da, spre vedetism. Exact, da. Nu, dar nu, asta nu, departe de mine. Departe de mine chestia asta. Eu cred că dacă meseria asta trebuie să aibă și grija și dragostea sau cum vrei să-i zicem. O meseria oamenilor pentru oameni. Pentru, da, că tot asta de fapt ce face? Un schimb de energie între noi și între noi și public. Cum e teatrul românesc după dumneavoastră acum? În urcare, într-o stagnare de idei și de concepte, într-un declin, într-o căutare a înverșunată a noului? Căutare e bine, eu cred că asta e, trebuie să fie într-o continuă căutare, adică nu neapărat ce nou, proiecții 3D. Exact. Nu. Adică nu. Eu cred că un elev, un student, sau poate chiar și un elev de liceu, ar trebui să miroasă și o tragedie greacă, așa cum se făcea pe vremuri. E greu să iei să aduci un copil de clasa 12, să spun, care nu prea a trecut pe la teatru, să-l pui față în față cu trilogia lui Andrei Șerban acum, să zic, reluată, pentru că e un risc. Este dar un risc. S-ar putea este să fie și îndrăgostit pe viață. Este un risc, un risc. S-a întâmplat mie acum câteva zile la Moara cu Noroc, la Notara, unde au venit foarte mulți copii și care, bine, ele au făcut spectacolul destul de energic. Didactic. Și, da, didactic, dar destul de energic, da, ca să-i ținem. Dar teatrul trebuie să fie într-o continuă căutare, trebuie să readaptăm la ce vine nou, dar nu trebuie să uităm nici rădăcinile și baza și de unde a pornit. Povestea și emoția. Dacă îi spui acum unui elev, indiferent nu știu ce clasă, că primul act artistic a fost în biserică, ce ai, bă? Adică, că, practic, preoții asta făceau. Luau ceva și citeau și transmiteau. Oratorii, Roma. Dar de asta mă întreb de ce... ține și de educație, bineînțeles. Educația asta poate că ar trebui introdusă în școală. Adică, Iureș spunea, încă din studenție, îmi spunea, vedeți că teatrul să ajungă... așa ca un moft, un lux, adică nu că o să ceva dai elitist. Da, nu că o să dai 100 de euro pe bilet, ci va veni cineva, cei care chiar au nevoie. Dar dacă încerci să bagi, să introduci teatru, nu știu, ca o materie sau opțională, cum făcea pe vremea Ceaușescu. Da. Eu cred că asta e soluția. Dar să iei de mici și să le dai. Dar n-a fost rău când teatru de popuși, să le dai ușor, ușor să digere, să aibă timp și să... Că practic e forma cea mai vie, degeaba o stai cu TikTok-ul și cu astea. Nu, adică o să se termine și asta, să ne săturăm. Da, și eu cred că se va termina. Ce să intrăm? Da. Să ajungem să intrăm prin spate, să ieșim noi pe telefon, mai mult, dar n-avem ce face. Dar tot acolo, deci, cum ziceam, o tragedie greacă trebuie să o mănânce, să simtă și alții, și tineretul. Deci va fi în continuă căutare, trebuie să fie o continuă căutare.
Să dai de toate. De toate, mai puțin, așa cum mă repet acum, dai publicului ce cere. Nu vulgaritate. Vorbeam de, au pus cătușe florilor acolo. Nu era nimic vulgar. Adică, nu dacă era vezi nimic un vulgar, trup, nu. Dacă vezi un trup dezgolit, adică nu e. Adică e pus într-un anumit context. Acolo trupul gol era cel mai impresionant veșmânt. Da, ăla a fost un șoc pentru toți. Nu știu, că eram student. 92, 93, cam așa. Da. Vorbiți de public ca destinatarul efortului dumneavoastră creativ al tuturor artiștilor. Publicul evoluează odată cu societatea sau involuează? Ar trebui și cred că ăsta este și rostul nostru. Îl simțiți din sală? Da, se simte. Se simte un public bun? Nu știu dacă pot să spun bun. Mai bine aș spune un public nici educat, pregătit poate. Adică nu trebuie să citești acasă despre Godot, cine a fost, sau nu puteți despre Beckett, dar în București l-am tot bat pe ăsta, am jucat și au fost elevi și mă chemau să merg la liceu să stăm de vorbă despre zăpăceala aia, și întrebau profesorii. Deci publicul trebuie sprijinit și asta e menirea noastră. Adică n-am nimic cu televiziunea, cu telenovele și alte, dar noi măcar asta trebuie să facem pe scenă. Că avem nevoie de comedie. Sigur, da. Hai să facem o comedie bună, exact. Comedie. Hai să râdă numai că spune unul. Alunecă pe o coajă de banană, ca pe vremuri. Nu. Deci, publicul trebuie pregătit și educat, susținut și ajutat, de ce nu? Și asta e, repet, e menirea noastră. Da. Trăim niște timpuri în care se demonizează pregătirea teoretică. Deci nu trebuie să mai memorăm că e procedeu comunist. Nu trebuie să mai lucrăm, să știm teorie, pentru că trebuie să trecem direct la practică. Cât de mult contează bagajul teoretic pentru un actor? Acea cultură generală, eu poate o văd indispensabilă. Poți fi un actor bun fără să citești, fără să ai niște cunoștințe despre artă, despre muzică, minime cunoștințe. Actor bun de film sau de teatru? Suntem la teatru deocamdată, vorbim și de teatru, film. Nu, glumesc, dar e undeva, e ceva. Lectura, bagajul este necesar, adică n-ai cum să... Nu că te ajută neapărat să construiești un personaj, dar... Îți dă ție o liniște interioară și știi să nu să vorbești la un interviu sau să pe scenă, dar te simți altfel. E o chestie de fiecare. Dacă în prezent în școală nu se mai pune poate accent pe asta, că tot aflu că se scot tot felul, sunt probele scrise unde nu știe să vorbește. Dar e îngrozitor, nu? Și asta face. Acum ești atât de aproape de informație, dar nu mai citești o carte. Ce e informație? Este informația vizuală. Ești foarte aproape, adică dar te și depărtezi imediat de ea. Hai să-l văd pe Sofocle. Ce barbă, ce Sofocle. Nu e acela, Hai să vedem ce a scris ăla, măcar ce. Asta lupt și eu cu juniorul meu. Dar este nevoie. Ai nevoie de un bagaj ca să fii tu, să poți să fii... pe picior tot timpul, pregătit, nu să răspunzi în citate. Urăsc asta. Păi spunea... Nu. Ce spui tu? Zii tu ce. Tradu-mi tu ce spui tu sau ce vrei tu. Dar tu spui uneori aducându-ți aminte, topind în tine ceea ce au absolut, spus și alții undeva. E o confirmare. Ăla a zis chestia aia. A avut dreptate. Mă, nu a fost prost ăla, știi? Adică uite că și-o spa acolo, din tare, din urmă. Dar cu siguranță lectura... trebuie să fie, să rămână unde ar trebui să rămână. Temelie. Da, să rămână. Adică ajungi, e ca și curcatul, te pui cu macaraua sau o iei pe trepte. Te pui sus și zici, unde am fost? Habar n-am. Nu, dar trebuie să pui, să strângi și să citești de toate, să... Ați antamat subiectul actor de film. Sunteți și actor de film. Film artistic, film documentar, film românesc, film străin. Aveți o experiență bogată. Cum faceți trecerea de la teatru la film? Sunteți același? Ce are în plus un actor de film? Sau ce e mai ușor, să ai la bază teatru și să joci în film sau invers? Eu cred că sunt complet diferite.
Nu pot să spun numai experiență, adică le număr pe degete. Eu sunt cu teatru, dar răspund și la genul ăsta de provocări. Sunt complet diferite. Se întâlnesc în câteva puncte, să spun, dar felul cum ți-l construiești personajul, felul cum muncești, felul în care te concentrezi, sunt total diferite. Sunt total diferite. N-aș da teatru pe niciun film. Nu vreau să jignesc pe nimeni. N-aș da teatru pe niciun film, indiferent ce film e, ce... Nu vorbim că e film românesc, american, ce ai făcut acolo. Sau am făcut și niște documentare foarte interesante unde n-am jucat nimic, adică n-am făcut nimic, dar a trebuit să citesc Lipati, Iorga, care știm două, trei chestii despre Lipati. Dar stăteam acasă și citeam, că făceam niște reportaje foarte. Deci sunt diferite, modul de abordare, modul de concentrare, de construcție, de altceva. Sunt alea fragmentate aici, pui, simți, ai liantul pe scenă, e alt, cu totul altceva. Și rezultatul e altfel. Adică dacă în teatru oarecum ai tu controlul la film, băi, stai puțin că a trebuit să tai dupla aia, că nu se lega montajul. Da, adică da, sunt complet diferite. Eu mă bucur de teatru în continuare. Dacă mai pică și un film și cineva mă provoacă și îmi place, acolo e pe ales. Acolo trebuie e pe ales. Da, adică poți să, nu trebuie să merg pe calul alb și cu arcul, ci băi, ce-mi faci acolo? Am avut și, adică, genul de filme americane, ce veneau acum ani de zile, roluri mici, dar acolo mă duceam mai mult, bineînțeles, financiar și felul în care lucrează, că ei au, americanii au tot un fi de industrie. Patria filmului, e altceva, da, e altceva. Pentru că sunteți omul teatrului și iubirea profundă este pentru teatru, haideți să spunem în ce vă pot vedea spectatorii la teatru în această perioadă. Duminică avem, duminică 2, cred că, Vrăjitoarele din Salem. Săptămâna viitoare am la Notara Stâlpii Societății, după Ibsen, pus de un director, un regizor sârb, Dejan Jankovic, în cadrul unui proiect Gerocultura, un spectacol foarte, la care țin tot așa. Da, sper să putem să-l aducem și aici, în Ploiești. E un, tot așa un personaj care mă frământă, dar abia a ieșit. Practic am avut o singură reprezentație undeva în vară, ia ca din iulie, nu știu pe ce dată, 20 iulie, abia acum îl mai jucăm, va fi o reducere a minte, o luăm de la capăt, stau cu textul și când vine mai el. Deci ar fi ăsta, nici eu nu prea știu bine programul, mai urmează tot la Notara, Moara cu Noroc, cred că pe 11, la Ploiești, cred că... Pe 9 cu Scrii din Tirana? Știți, cred că știți mai bine. Că nici, adică trebuie să mă uit la bilețele aici. Da, cu Scrii pe 9, Moara, am zis, pe 11, Stâlpii iar în București. În Ploiești, la noi, acum se montează o piesă și când se montează, trebuie să iasă un spectacol nou. Scena e un pic ocupată de ei și e și normal că trebuie să stai, nu poți să repeți în scenă. Demontezi, e o muncă grea pentru toată lumea și tehnic și să demontezi repetiția de dimineață, să pui spectacolul și fragmentezi și ai nevoie de o continuitate într-un proiect nou să faci repetiție și da, cu Scrii din Tirana, o comedie savuroasă, savuroasă da. Și de bun simț și bun gust, apropo de comedii bune. Da. Ca și Funny Money, cred că este o zăpăceală, o realizare, reușită și sperăm să meargă în continuare. Să ne întoarcem la întrebările de început. Am întrebat ce ați văzut acum 30 de ani. Uitați-vă în față și spuneți-mi ce vedeți peste 10-20 de ani. Unde vă vedeți? Aș vrea să mă văd tot, adică mă văd tot pe scenă, cu singur amendament, să pot să fiu conștient că dacă nu mai funcționează bine anumite scurtcircuite sau circuite sau să am puterea să mă retrag. Există, japonezii spun asta, în teatrul lor, trebuie să știi când te retragi. La noi nu prea funcționează asta. Adică nu neapărat trebuie să retragi în glorie.
Ai făcut rolul, gata, mă retrag. Dar la noi, da, e nevoie de oameni în vârstă este tot nevoie, timpul. Da. Dar trebuie să știi când, adică, da. Deci mă văd tot pe scenă. Sper să se schimbe, să schimbe multe. Adică e nevoie să schimbăm multe în lumea noastră. Plecând de la, pur și simplu, de la legislație. Dar nici aici nu vreau să intru, că mă mănâncă sindicalismul pe urmă. Ca să ajungem să ajutăm procesul de creare, de creație și viața în teatru artistic, și nu trebuie neapărat ca artistul să fie răsfățat, dar trebuie să trăiască, să aibă o decent, exact. Adică ca energia lui să meargă doar pe scenă. Și mă gândesc la ăștia, la cei tineri care stau cu sacoșa pe umăr, adică nu știi cât stai, când te dă afară, casting, sigur că ține de meseria noastră, dar repet, societatea nu e pregătită. Nu avem un sistem de protecție socială cum e afară, ca să abordăm un sistem de afară. Trebuie luate încet și paralel. Dar uite că nimeni din toți miniștrii ăștia, nu știu, de cultură, care sunt, au fost și actori și ce au fost, nu au fost în stare să facă chestia asta. De ce? Ne întrebăm și le vom întreba în continuare. Dar mă văd pe scenă, mă văd în continuare având grijă și de cei mai în vârstă și de cei mai tineri, să-i protejez. Pentru că eu, nu știu că e o carte, poți să zic, la un moment dat îl priveam ca un defect, băi, ce fac aici? Dar asta e, o generozitate și, dar teatru trebuie să fie în continuare, în schimbare, în căutare și să trăiască și să ridice publicul. Nu-l aplauze, să-l ridice așa cu totul, cu totul, cu nivel, cu tot. Ce se simte. O să vă rog să adresați câteva cuvinte și celor care ne privesc în încheierea emisiunii. Da. Noi trebuie să respectăm publicul. Da, și el trebuie să ne respecte pe noi. Avem sufletele astea, le punem pe tavă. Dacă ne înțelegem bine, dacă nu, ne luăm haină și plecăm acasă. Ionel Fernic Zaraza. Citate, am zis că nu. Da. Ce să spun, ne așteptăm la teatru și sperăm ca acest schimb de energie între noi să fie benefic pentru ambele părți. Pentru noi, care îi provocăm, și pentru public care răspunde și se lasă purtat de poveștile noastre. Mulțumesc. Noi ne vom lua haina și vom pleca acasă, dar bucuroși că am realizat o emisiune, cred, cu sufletul pe masă pentru cei care ne urmăresc. E toamnă, sunt multe festivaluri, sunt spectacole minunate, spectacole vechi, spectacole noi. Nu uitați să mergeți la teatru. Vă mulțumesc!